Mihai, e o partidă grea. Cum vezi meciul cu Craiova? Un meci foarte greu cu o echipă care se luptă pentru câștigarea campionatului. Așa cum a fost și meciul din Giulești, așa cum vor fi și următoarele. Sunt niște dueluri de foc și trebuie neapărat să ne trezim și să câștigăm primul meci. Cât de mult contează în economia meciului și pentru voi, dacă e un avantaj, faptul că din câte se pare va lipsi Mitiță, liderul TV? Nu ne interesează cine lipsește, cine nu lipsește. Important e ca noi să ne facem jocul nostru și să fim cum nu am mai fost până acum. Adică să dăm 200% dacă e nevoie și atac fiecare cât poate să dea tot ce are mai bun. Cum explici ce s-a întâmplat cu apărarea pe jucat fundași dreapta de data asta? Cred că Faru nu mai era bătaie cu 5-0 de foarte mulți ani, dacă a luat vreodată sub comanda lui Cicăhagi. Foarte multe de explicat nu sunt. Au fost niște greșeli individuale din care trebuie să învățăm să nu le mai repetăm. Nici nouă nu ne convine că luăm goluri multe, dar nu avem ce face decât să muncim de două ori mai mult și să nu mai repetăm greșelile. Ești un tip superstițios? Ai fost la conferință și înainte de meci cu Rapid? Nu. Tu mai ai vreo revanșă de luat față de Craiova? Ai jucat și tu acolo? Știi? Nu. Nu am ce revanșă. Nu am nicio revanșă de luat. Au trecut aproape 3 ani de când am plecat de acolo. Eu cred că mi-am făcut treaba foarte bine acolo. Am câștigat o cupă, o supercupă. Nu am nicio revanșă de luat. Anul ăsta apare compromis, campionatul ăsta, sau mai e timp de play-off? Nu este nimic compromis. Doar trebuie să legăm 2-3 victorii la rând, așa cum ați văzut cel mai bun exemplu și Sepsi. Dacă bătea la Cluj, de unde după meciul cu noi erau sub noi, acum puteau fi pe locul 3. Deci nu este nimic pierdut, este un campionat destul de strâns, unde fiecare echipă, dacă leagă 2-3 victorii în play-off, dacă pierzi 2-3 meciuri, ești jos. O singură victorie pentru Paro în ultimele 7 etape, niciuna pentru Craiova în ultimele 7 etape. Ca și meci cu Rapid, sunt două echipe în criză de puncte. Exact. Pe care. Exact. Va fi un meci, să zic, de 6 puncte, în care cine câștigă, cu siguranță va căpăta mai multă încredere și noi ne vom apropia de play-off. Okay.